performanță, putea spune, pentru Parlament. Ați reușit ca în două zile să adoptați, să respingeți reexaminarea președintelui pe legea cu 102 taxe. Da, este o performanță care ține de consecvență. Și anume dorința noastră să adoptăm, să ducem la capăt legile care fac pentru român o viață mai bună. Este foarte simplu. Recunosc că n-am văzut până acum asemenea înverșunare împotriva unei legi care face atât de mult bine românilor, pentru că milioane de români nu mai vor să fie umiliți la cozi, nu mai vor să plătească taxe inutile, taxe care se colectează și care se țin în bănci. Este un pas important din programul nostru de debirocratizare reală, nu trâmbițată. Așa cum bine știți, a fost contestată la Curtea Constituțională, Curtea a respins contestația, a declarat legea constituțională, a fost retrimisă în Parlament. Acum nu mai văd niciun fel de piedică posibilă sau posibil de inventat pentru că această lege să nu fie promulgată. Aștept ca președintele României să promulge rapid această lege care este utilă pentru toți românii. O nouă contestație la CCR? Nu știu dacă se mai poate, dar dacă se ajunge aici, este fiecare cu consecvența lui. Adică Curtea s-a pronunțat asupra acestei legi. Românii o așteaptă, până la urmă fiecare se face de râs cât dorește. Dar această lege va intra în vigoare indiferent de toate aceste chichițe și abordări care nu au nicio legătură cu ceea ce spuneau unii în campanie, că vor să meargă în Parlament pentru a ajuta pe români. Asta înseamnă că dacă se prelungește termenul la Curte, luați în calcul ordonanțele... Să vedem dacă se poate face. Noi nu renunțăm la așa ceva, nu renunțăm la absolut nimic din ceea ce am adoptat până la alegeri sau și în timpul campaniei. Nu renunțăm la nimic din ceea ce am pus în programul de guvernare. Sunt, într-adevăr, niște forțe ale răului, care se văd. Forțele care sunt împotriva un lucru bun pentru român nu pot fi forțele bine. Este foarte simplu. Peste noapte ați mai cumpănit în legătură cu suspendarea? Faceți o nouă nominalizare? Vom avea o discuție foarte bună, deschisă, cinstită și profundă în Comitetul Executiv Național. Personal pentru ce pare? Pentru o variantă bună pentru români. Astăzi, după Comitetul Executiv Național, președintele o să primească răspunsul la solicitarea dumnealui, care va fi într-un fel sau în altul. Va fi public, îi transmiteți acest răspuns public sau veți face o scrisoare, poate o comunicare instituțională cu președinția? Să vedem, să facem ceva civilizat. Noi suntem oameni bine educați. Între timp, președintele a încercat să vă contacteze, v-a contactat dumneavoastră pe el? Nu m-a contactat. Dumneavoastră ați încercat să discutați cu domnia sa? Ce să mai încerc? Am încercat toate, telefonul închis sau nu pot să contactez, deci am alte privat. Canale ați aflat motivul pentru care președintele s-a opus desemnării doamnei Șaide? Nu am alte canale, doar ce am văzut în continuare încercări disperate prin presa de propagandă, din aparatul de propagandă, să încerce să motiveze de ce președintele a refuzat-o pe doamna Șaide. Nici nu mă uit la ele. Dacă vreo instituție a statului român în mod oficial își asumă niște informații pe care le-ar fi dat președintelui, așa ceva comentez. Altfel, nu. Cum vedeți declarațiile lui Sebastian Ghiță privind niște presiuni care s-ar fi făcut la adresa sa de către procurori cu privire la furnizarea de informații legate de dumneavoastră, de familia dumneavoastră? Nu le iau în râs. Eu nu iau în râs aceste declarații pentru că, din păcate, nu sunt singurele informații de acest gen care au ajuns la mine. Atât în timpul campaniei electorale, cât și după alegeri. Mai ales după alegeri. Am primit din foarte multe părți informații de la oameni cu care n-am vorbit niciodată în viața mea și de care nici n-au auzise, care mi-au transmis că au fost presați, întrebați, să spună ceva despre mine. Sau să, măcar să accepte să inventeze ceva despre ei. Nu am dat atât de mare importanță și sigur că atunci când primești astfel de informații ai o rezervă a bunului simț, gândindu-te poate într-o speranță deșartă că nu se poate așa ceva. Această declarație asumată a lui Sebi Ghiță mă pune pe gânduri serioși, cred că trebuie să ne pună serios pe gânduri pe toți. Am înțeles că vor mai urma astfel de declarații și eu zic să le urmărim cu atenție. În ceea ce mă privește, sper
să înțeleagă toată lumea care trebuie să înțeleagă că nu mi-e teamă. Am mai spus-o și... Presiuni directe la adresa dumneavoastră au existat? Cum? Presiuni directe la adresa dumneavoastră au existat? După alegeri sau înainte? Directe nu. Dar le vedeam prin presă. Vedeam un site care spunea cum o să fiu băgat în pușcărie dacă nu cumva, dacă îndrăznesc să-l sfidez pe președinte. Eu speram să înțeleagă că nu mi-e teamă. De ce credeți că se fac presiunile acestea? Care e motivul lor? Care e rostul lor? Pentru ca PSD-ul să nu preia guvernare. Pentru ca PSD-ul să nu pună în practică acel program de guvernare care este susținut de, va fi susținut de toți românii, pentru că va fi un program cu lucruri bune pentru toți. Pentru bunăstare, pentru liniște, pentru libertate. Revenind la guvernare, înainte de Crăciun, colegii noastre de partid sperau ca până joi, adică până mâine, să avem un nou guvern. În momentul de față, e adevărat, înainte de cexul PSD, când credeți că va fi posibil noi? Deja aștept să vorbiți cu un astrolog, dar cu un astrolog profesionist, pentru că nu mai depinde numai de noi. Am ieșit dintr-o logică a lumii civilizate, am ieșit dintr-o logică a unei democrații serioase și suntem la luz în plic. Deci eu nu mai pot să mă hazardez să spun când aș vrea să avem guvern. Am spus că am fost pregătiți aici la Parlament și am fost pregătiți, am fost martori. Cred că într-o zi jumate am reușit, nu știu dacă mai a fost vreodată așa ceva, totul a fost stabilit și asumat în Parlament, cu Parlamentul așezat, pregătit să audieze miniștri și să voteze programul și guvernul. Cu speranța că noul guvern va avea timpul necesar în acest an să mai adopte niște măsuri extrem de importante pentru români. Se pare că nu s-a dorit lucrul ăsta. Din mai multe motive. Primesc tot felul de informații. Că acum este o nebunie, de exemplu, Ministerul de Interne. Tot fac numiri pe posturi. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia și le spun. Chiar nu înțeleg că se joacă, adică le fac degeaba. Și prin alte ministere. Nu eu. Dar gândiți-vă că un guvern votat de Parlament, care vine pe un vot legitim, nu vine să guverneze pe o mașinărie lăsată moștenire. Ca să ne înțelegem. Nu vine să continue niște fără de legi care s-au făcut în această guvernare. Nu, vine să facă lucruri bune pentru români, cu oamenii care merită, nu cu tot felul de pile, cunoștințe și relații, nu? În interesul continuarea relației cu ce lucruri? Sigur nu sunt în interesul românilor. Cum asta vedeți continuarea relației cu cei de la UDMR, câtă vreme s-au poziționat diametral opus față de PSD și ALDE cu privire la încălcarea, eventuala încălcarea Constituției? Are conștiință, are libertate de exprimare, nu avem niciun fel de angajament că ei trebuie să fie cu noi în permanență. Dar acel protocol de colaborare parlamentară. Parlamentar. Este de colaborare parlamentară în care și noi și ei decidem în funcție de fiecare proiect legislativ dacă îl susținem sau nu. Ei au spus că votează împotriva unei eventuale suspendări, însă dacă veți merge pe varianta unei nominalizări, sperați și în voturile lor? Să nu ne mai hazardăm după declarațiile astea. Ați primit un telefon important între președinte, cu Gin. Cu cine ați vorbit? Da, cu un prieten. Nu era nici Iohannis, nici altcineva. Sincer, chiar un prieten. Important, dar un prieten. Vă mulțumesc mult, ne vedem după amiază.